împodobește cu frunziși multicolor, iar păsările se rotesc pe cer, școala mea e pregătită să-și întâmpine elevii. Ne întoarcem cu voie bună, mai înalți, mai voinici. Toți avem chipuri voioase. Ascultăm, vorbim, glumim și cu drag ne povestim ce minuni am făcut în vacanță. Blândul soare ne zâmbește în dimineața când așteptăm cu nerăbdare să intrăm în cel mai senin lăcaș, numit școală. Dragi elevi, onorați oaspeți, stimați profesori și iubiți părinți, vă spunem cu sinceritate, ne-a fost dor de școală, dor de colegi, de profesori, dor de noi descoperiri și provocări. De aceea, ardem de nerăbdare și vă zicem, bine ați venit și revenit în Liceul Teoretic Ion Creangă, care și-a deschis larg ușile pentru a întâmpina pe cea de-a 27-a promoție de elevi dornici de a pătrunde în tainele Templului Sfânt al Cunoștințelor. Generațiile se perinde, iar timpul necruțător își lasă amprenta sa. Și an de an, discipoli pleacă și ne vin elevii, ce tind spre lumină, elevi setoși de carte, spre a prinde în inimi din nou lumina cărții, veșnic ecou. Cu minți, frumoși minune și setoși de înțelepciune, ne vin cu drag în astă școală băieți și fete în clasa 5, să-i întâmpinăm cu aplauze, însoțiți de elevii claselor a 12-a și scumpii diriginți. Dirigente Șarban Elisabeta. Diriginte Magdi și Natalia. Primul sunet se declară deschis. Cuvântul se oferă directorului Liceului Teoretic Ion Creangă, domnului Doroș Anatolie. Dragi elevi, stimați părinți, un an care îl așteptăm de după lunga vacanță, dar care pentru unii a trecut foarte repede. În pragul unui nou an școlar, noi suntem bucuroși să-i primim în familia noastră pe cei 86 de elevi din clasa 5-a, majoritatea absolvenți a școlii primare din Florești, cât și de alte instituții din raion. De asemenea, în clasa 10-a reală au fost înmatriculați 64 de elevi la două profiluri, profil umanist și profil real. Dragi elevi, în acest an de studii, 2019-2020, din partea întregului corp profesoral, al meu personal, vă urez numai de bine. Vă doresc multă sănătate, succese la învățătură, realizări și un devotament cât mai remarcabil pentru această perioadă. Anul ce s-a scurs a fost un an frumos cu realizări pentru noi. Elevii claselor a 12-a au înregistrat în ultimii 3 ani cea mai înaltă medie la examenul bacalaureat, care constituie 7,35, care este mai mare ca pe țară. Frumoase rezultate au obținut și elevii din ciclul gimnazial. Majoritatea din ei
dar nu este majoritatea, toți au fost înmatriculați la instituțiile de învățământ din Moldova, am în vedere licee, în România și în alte colegii din Republica Moldova. Noi suntem ferm convinși că anul acesta ne va aduce rezultate mai frumoase. Dar asta depinde de atitudinea fiecăruia care a pășit pragul acestei instituții de învățământ. Suntem cei mai mulți din raion. Este cea mai mare instituție de învățământ care la moment numără la 560 de elevi. Noi, corpul profesoral, avem încredere în dumneavoastră. Stimați părinți, vă chem la o colaborare strânsă cu administrația liceului, cu corpul profesoral, ca să obținem rezultatele cele dorite de noi. Numai atunci când vom păși cu toții direcția liceului, am vedere profesorii, părinții și elevii, într-un pas unic, într-un pas îndreptat spre o singură direcție, atunci când nu va fi ca în fabula racul, broasca și voștiucă, atunci noi vom avea rezultate frumoase. Pentru noi ușile liceului, am vedere pentru părinți, sunt totdeauna deschise. Veniți la ore, asistați, vedeți cum se predă, vedeți cum învață copiii dumneavoastră și numai atunci vom obține acele rezultate pe care noi le dorim. La început de an școlar, încă o dată vă doresc succes, realizări și tradiționalul la mai mult și la mai mare. Mulțumesc! Din plăcere pentru anii frumoși de școală, din dorul și nostalgie pentru ceea ce este, dar degrabă nu va mai fi. Am culțit în inima absolvenților claselor a 12-a mesajul transmis pentru noua generație de licieni ai claselor a 10-a, dar și pentru elevii claselor a 5-a. Cu un cuvânt de felicitare se invită Rapăvila Andreana, eleva a clasa 12-a umanistă. Veți intra într-o miraculoasă lume a cunoștințelor. Aici veți găsi dragostea față de tot ce e util și frumos pentru viitoarea voastră personalitate. Elevii clasei a 12-a vă urează un an plin de realizări, note bune și cunoștințe vaste. Apreciați anii de școală, căci sunt cei mai frumoși din viață. Prețuiți orice moment al procesului de studiu, pentru că astfel veți putea răscumpăra eforturile părinților și dascălilor. Vă îndemnăm să cuceriți culmile cunoașterii. Bine ați venit în cadrul instituției Liceul Teoretic Ion Creangă. Vă mulțumesc! Astăzi, la început de an școlar, toți suntem dornici de exterioriza sentimentele, stările care ne intensifică trăirea sufletească pentru frumosul eveniment. Noi, elevii, suntem încercați de triumful noilor amintiri ale verii, dar și de bucuria reîntâlnirii cu colegii, cu noua școală. Iar profesorii, de timpul necruțător, care mereu îi desparte de unii discipoli și reunește de alții.
copiii trebuie să înțeleagă și să se obișnuiască cu dimensiunea educației, care se consolidează ulterior în mod organizat în școală și se continuă toată viața în relațiile interumane. Cu un cuvânt de felicitare se invită părintele Shura Tamara. Este o zi plină de emoții și vreau să zic că în spatele acestor emoții stau două motive. Unul din ele este faptul că cu mulți ani în urmă alergam și eu printre băncile acestui liceu și ulterior am fost și absolventă. Vreau să zic că datorită acelor dascăli am primit un bagaj mare de cunoștințe și educație. Vreau să le aduc un sincer mulțumim. Cu părere de rău, mulți dintre ei deja nu mai sunt pe aici, dar sunt sigură că domnul Doruș a adunat în jurul său un cadru didactic profesionist și stăruitor. Al doilea motiv este faptul că am pășit pe porțile acestui liceu deja nu în calitate de elevă, dar în calitate de mămică. Am cele mai mari nădejde, speranțe și sunt sigură că am făcut alegerea corectă în ceea ce ține de viitorul copilului meu. Anume aici o să-și primească educația, cunoștințele și va fi format ca personalitate. Mă repet, am cea mai mare încredere în această instituție și în întreg cadru didactic. Vreau să vă urez la toți elevii, la toți părinții, un an plin de succese, de roade, de cunoștințe mari, copiilor claselor a 5-a să le spun să nu le fie frică, să pășească cu dreptul, este o etapă nouă a vieții lor, o etapă foarte interesantă, unde zi de zi vor fi momente plăcute și frumoase. Elevilor claselor a 9-a și claselor a 12-a, succes mare la examenele de bacalaureat și de absolvire a clasei a 9-a. Și în întregime tuturor un an cât mai reușit, cu cele mai bogate roade. Vă mulțumesc! Dreptul de a da primul sunet se oferă elevului clasei a 5-a, Dubălaru Andrei. Dăm startul unui nou an de învățământ. Sunt convinsă că toți elevii liceului teoretic Ion Creangă vor găsi în școală un sprijin, că noul început le va da putere dascărilor să-și asume responsabilitatea, nu doar în planul strict didactic, ci și personal, că așteptările părinților își vor găsi împlinirea în realizările copiilor, în formarea lor ca oameni cinstiți și demni. Sunt convinsă că sunetul clopoțelului pentru noul an școlar 2019-2020 va vesti un an cu succese și rezultate foarte bune la învățătură, care vor face ca numele liceului teoretic Ion Creangă să devină cunoscut. Tuturor mult succes în noul an școlar! Vă dorim un an ușor, plin de roade intelectuale, curaj și responsabilitate. Sper ca fiecare zi de școală să fie o nouă treaptă în dezvoltarea armonioasă a noastră, a copiilor. Onorată asistență, careul solemn dedicat sărbătorii tradiționale, primul sunet, se declară închis. Invităm elevii la prima oră.
Cu buciotăți cu pama fragă.